Proiect de hotărâre privind calcularea taxei de concesiune cu indicele de inflație pentru anul 2017. Se aprobă calcularea taxei de concesiune pentru anul 2016 cu indicele de inflație al anului 2017 față de anul 2016 în procent de minus 1,5%. Domnul Mar, dacă aveți ceva de... Da, se aprobă în fiecare an, deci indicele astea de taxa de concesiune. Deci e vorba de indicele de inflație. Nu se pune nici plus, nici minus. Și se referă la taxa de concesiune la nivel de comună Dolcescu. Da. Inflația se calculează minus. Da. Plusul se calculează plus. Deci când e inflația mai mare, da. Sunt obiecții legal. Dacă sunt obiecții, vor de poziție. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Doua. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor executa cu persoanele apte de muncă, beneficiare ale legii 416/2001 pentru anul 2017. Se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017 pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale legii 416/2001 conform anexei care face parte integrantă din prezenta. Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat au obligația de efectua acțiuni și lucrări de interes local în funcție de orele calculate proporțional cu cuantumul ajutorului social. Orele de muncă se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu tarif orar corespunzător salariului de brut, salariului de bază minim brut pe țară garantat în plata raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. Norma de muncă pe zi este de 8 ore. Avem anexa. Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2017 ce se vor executa cu persoanele apte de muncă beneficiare ale legii 416/2001. Având în vedere prevederile articolul 6 aliniat 7 și 8 din legea 416/2001, modificate și completate prin legea 275/2010 privind venitul minim garantat, primarii și viceprimarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la articolul 2, să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări în interes local. Și avem lucrări de dezăpezire manuală a drumurilor și ulițelor statelor din comună, la 2. Lucrări de dezăpezire manuală a curților interioare ale instituțiilor publice, 3. Lucrări de dezăpezire a bisericilor și cimitirilor din comună, decolmatarea șanțurilor, podurilor și podețelor, lucrări de cosire manuală a părților laterale ale drumului comunal 169 și drumul județean 152D, lucrări de curățare albii părăurilor din comună, lucrări de salubrizare a parcurilor, lucrări de demolare, dolmătare a șanțurilor și curățenie la DN85 pe raza comunei, lucrări de toaletare a copacilor aflați sub rețeaua electrică de tensiune medie, lucrări de salubrizare a străzilor din comună. Acest plan de măsuri sau lucrări de interes local pe anul 2017, care se va efectua cu persoanele apte de muncă beneficiare ale legii 416/2000, poate fi completat și cu alte lucrări ce pot apărea pe parcursul anului.
Aici, dacă îmi dați voi o scurtă completare, deci e vorba de persoanele care au ajutor social. În momentul ăsta nu avem persoane care pot presta muncă în postul comunității, pentru că sunt persoane care au ajutor social cu probleme de sănătate, dizabile sau eu știu cu... Deci au de la medic, că n-are voie să presteze, îs bolnavi. Noi, deci, nu avem persoane care să presteze, dar este obligatoriu de aprobat aceste, un plan de acțiuni, de lucrări de interes local pentru eventual, în eventualitatea în care se aprobă pentru o persoană ajutor social și este aptă de muncă, să presteze în folosul comunității acele zile de muncă. Deci, de regulă, mulți refuză, pentru că e vorba de mai multe zile și în momentul în care primește 1 milion și ceva, nu-i convine să facă 9 zile de muncă sau cât cere legea. Și asta e bine că se ocupă și se angajează și o face altceva. Deci, asta e vorba aici. Sunt și alte lucruri de poziție. Dacă nu supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului cu privire la execuția bugetului comunei Nicolae Băcescu pe anul 2016. Propun aprobarea indicatorului cu privire la execuția bugetului comunei Nicolae Băcescu pe anul 2016 conform anexei la prezent. Aici e vorba de reflecția bugetară pe 2016 cu privire la venituri și cheltuieli, tot ce înseamnă contabilitate pe aceste lucruri. Deci e vorba de o lucrare mai scufoasă aici. Dacă sunt întrebări, pot răspunde. Deci, sau de natură tehnică, putem conta dacă sunt întrebări de genul. Ele se predau la finanțe după ce se încheie anul financiar. Anul financiar se încheie la finele din februarie. Se predau la finanțe, în urma hotărârii Consiliului Local. Sunt alte lor de poziție? Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Decizie de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia numărul 62 din 15 anul 2015. E vorba de o decizie înaintată de Curtea de Conturi. Având în vedere prevederile legii 94 din 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi republicată și ale punctelor 234-236 din regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin hotărârea Plenului Curții de Conturi cu numărul 155-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, la numărul 547 din 24 iulie 2014. Examinând aspectele consemnate în raportul Bălăuap, înregistrat sub numărul 1862 din 29-11-2016, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 62 din data de 15-9-2015, efectuată la OATC Nicolae Băcescu, se acordă prelungirea până la data de 28-4-2016, a termenului pentru ducere la îndeplinirea măsurilor numărul I1 și
2-8 din decizia numărul 62 din 15.9.2015. Semnat director adjunct Ierasim Costel. Și avem în spate un raport în care am prevăzut măsurile care... Aici pot să tot așa o sinteză, da, scurtă, după verificarea Curții de Conturi, îi dau o perioadă pentru reglementarea celor care sunt probleme. Una din ele, vă spun, o concesiunea unor firme sau de recuperat anumite sume. Deci e o perioadă dată, s-a prelungit această dată, tot la potrivirea Curții de Conturi, de ce? Pentru că sunt anumite lucruri care, din motive obiective, n-au putut fi duse la îndeplinire până la data la care au fost impus raporte. Și s-a prelungit până pe 15.9.2015 acest termen, în care noi, din raportul Curții de Conturi, trebuie să eliminăm toate deficiențele care au fost până la stabilirea acestui termen. Acum, din raport reiese cam ce a stabilit Curtea de Conturi. Avem puține de soluționate. E vorba de concesiuni la anumite firme, e vorba de o singură firmă sau două firme, care nu e clar, pentru că a fost concesionată în urmă cu mulți ani. De stabilit exact problema juridică a terenului și așa mai departe, ce conține acea concesiune și anumite sume de recuperate la anumite firme care sunt în insolvență, că nu sunt în insolvență, conform hotărârilor judecătorești, trebuie să le soluționăm. Despre asta e vorba. Deci, în proporții de 90 și ceva la sută s-au rezolvat problemele și s-a cerut o prelungire a termenului până pe 15.9.2015. 28.4.2017. Cum? 28 afară, 2007. Așa, da. Asta este o decizie. Da, scuze. Da. Deci, decizia este din 15.9.2015 și s-a prelungit până pe 28 afară, 2017. Deci, până la luna aprilie. Văd aici într-un raport, dacă îmi permiteți. Da. În reguli privind decontarea eronată a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice. Și aici scrie, vă spun de unde se recuperează banii? Nu, vă spun că s-a imputat la câțiva profesori, s-au imputat transportul. N-au prezentat biletele, deci au prezentat o parte din bilete cu transportul public și o parte din bilete cu alt transportator. Și nu s-a luat în considerație decât cu transportul public, cel care are contract pe Bălcescu. Cine a venit cu orden sau cu alt transportator, biletele alea s-au imputat. S-au recuperat sumele și aici scrie și de la ce profesor presupun. Știu că un profesor de română, de la Bălcescu, a avut, mi s-a invitat, nu știu cum îi spune exact, un domn, poate știu doamnă. Da. Mai văd aici la școala Marea Seacă cu achiziționarea demnelor de foc. Așa. Nu știu dacă s-au recuperat banii și de aici. Haideți să vedem ce scrie. Este vorba de... Cu două minute, dar cum intrat în poziție atâtea... Cota de material calculată greșit, vă spun. Deci a greșit Curtea de Conturi, că a făcut raportul. Nu. Deci a făcut raportul, a luat Curtea de Conturi. Știu, dar Curtea de Conturi aici a dat un raport, nu? Da, a greșit. Da, deci atunci a primit. Curtea de Conturi vine să verifice greșelile care s-au făcut, s-au imputat. Suma este recuperată, vă spun. Deci s-au imputat la fiecare. Deci societatea, dacă a greșit facturarea, a depus puterea un termen. 26.000 de lei. Da. Dacă nu știi de ce vorbiți. Nu știu despre ce vorba, dacă scrie 26.000. Nu știu valorile, dar știu... Dar știți 1.400. Am greșit, da? Trebuia să pun virgula înainte de zi. Trebuia mai multe virgule acum. Măcar acest material se putea cu 5 zile, ca să citim și noi, dar aici l-am văzut adineori, la cheltuie, la exercițiu bugetar, la servicii recreative și sportive, 2 miliarde și ceva. Unde s-au cheltuit banii ăștia? Unde? La servicii recreative și sportive, 2 miliarde. Nu are cum să fie 2 miliarde. 204.000, cred. Deci poate să plătiți un total. Nu, trebuie la cheltuie. Care a fost suma? La sport, zice 80. Deci suma care a fost aprobat. Haideți cu o chem pe contabile și vă explică totalul și sub totalul. Ce scrie aici? Citim la general. Scrie la cheltuiel.
Scrie clar. În serice de contabil. Domnul Leon. Merge și chemați de contabil. Eu ce sunt aici? Angajat primăriei? Tu știi cum? Tu ești angajat primăriei? Nu, mă gândeam că zic poate că sunt aici. Ce sunt aici? Trebuia să vină el, dacă aveam un material așa mai... Ai scos un am să vin. De domeniul contabil. Contabil trebuia să fie aici deja, nu ca să... Când ești de ce am. Hai să vedem dacă e vreo... Eu zic ce scrie aici. Aici la cheltuieli scrie servicii recreative și sportive 204.000, 2 miliarde, nu? Da, din care? 84 la IFA de contact, nu? Da. Ce restul? Dați-mi să... Așa. Deci întotdeauna avem... codificarea asta mai scurtă și după aceea vine sportul, întreținere, grădini, parcuri, zone verzi, sunt muncitorii de la spații verzi, da? Sunt vreo 6 muncitori și ce ați aprobat? Să se repare? Deci serviciile creative intre tot care fără? Păi uitați-vă! Deci 67.0205, după aia din care? Sport, tineret, întreținere, grădini, alte servicii în domeniul culturii, până și banii pentru culte. Uitați-vă, tot... Nu, ăsta e 670250. Tot ce e 05, plus 01, 05, 02, 05, 03, da? După codificările astea vă luați. Da? La oricare, la oricare, uitați. 67.03. 0207. Cum sunt vinovat? Întotdeauna... Dacă vorbesc sau dacă vorbesc tot, eu de bine. Domnul Leon, explicați că el l-a înțeles, eu am înțeles. Așa. Uitați, aici. O înțeles tot consiliul. Am înțeles. Da, da, da. În fiecare an reparam cu 2 miliarde de garduri din parcuri. Mai e vreo... Nu, nu. Atâta, da? Bine. Sănătate. Deci conform bugetului aprobat de 2016, vedeți că acolo sunt cheltuieli tot pe același categorie. La capitolul ăsta, domnul primar, să mă spuneați un pic, era și reparatul la baza sportivă. Și nu s-a făcut nimic. Ce s-a făcut acolo reparat la baza sportivă? Păi nu s-a făcut nimic. Că noi am aprobat să facem izolația, acoperișul, termopan, să fie să-și dea drumul la gaz, să aibă drușul și alea. Ce s-a făcut este ușile și geamurile care s-au prevăzut. E vorba de reparație la instalație pe o postă înghețată și acolo să trebuiască să încercăm să legăm gaz. Am făcut reparațiile care au fost, se vede, deci dacă doriți, când face. Dar nu, eu știu, hotărârea a fost inițiată, că trebuia schimbat și acoperișul. Nu și dacă s-a pus problema acoperișului. Scoateți hotărârea. Și termoizolația era, deci, așa, ca să-i dăm o formă, nu? Termoizolația este izolată clădirea. Da. Este izolat cu poliestire de 10. Da, e izolată. Da, este, da. Da, mai izolată. Eu vă spun ce s-a făcut, deci... Nu știu când banii ăștia erau prin și aia, dacă s-a făcut, asta era important. Dacă care au crăpat și au fost schimbate, s-au schimbat dușurile și tot ce a fost acolo. Vă și spun, nu știu cine. Da,
a fost o societate lipsă de acolo, el a spus. Dacă permiteți, avea mai descoperit aici o ilegalitate, nu pot să spun în ilegalitate. Ce zice Curtea de Conturi? O abatere constatată care a făcut obiectul măsurii discuții prin decizia executare privitor la angajarea avocatului Hărădău Petre. Da. Și aici arată lumea de chitație. Abaterea care, deci, dacă... Dacă vorbim unul peste altul, nu ne înțelegem deloc. A, nu acum vorbesc eu și după aceea am văzut pentru dumneavoastră. Da. Și zice așa, la urmă, din documentele prezentate pentru verificare, rezultă faptul că a fost angajat cu 1.500 de lei pe lună, scrie aici, un orarul convenit, prin contract. Din documentele prezentate pentru verificare, rezultă faptul că pentru lunile martie și octombrie s-au facturat și plătit dublu serviciului prestat, conform contractului încheiat. Da. Deci cine a dispus să-i se plătească dublu, când a fost un contract de 1.500 de lei pe lună? Cine e ordinator de credit în primăria asta? Întrebare. Întrebare, cine a dispus să-i se dea dublu? Când deci contractul este... Nu se da dublu. Deci, în documente reprezentate, rezultă faptul. Nu mai interpretați dublu. Da? Deci, cum interpretați dacă eu citesc așa? Curtea de Conturi a cerut explicații la chestia asta. Avocatul avea de făcut niște rapoarte și le-a făcut. Deci este îndeplinită în raportul Curții de Conturi problema asta. S-a rezolvat problema asta. Ce a fost de imputat, s-a imputat. Ce... Mai pe imputări și pe... Curtea de Conturi a venit. A făcut un raport la urmă. Neregulile care s-au constatat. Nu, domnul avocat avea 1.500 și s-a dat dublu. Cineva a discutat. Nu era domnule, nimeni dublu, domnule, factura. Deci, că aici scrie că s-a dat dublu. Rezultă că s-a plătit dublu. Să rezolvăm pe loc? Dar am ce rezolvă dacă scrie aici, clar. Vreți să o sunați. Dar nu cereți mie niște răspunsuri, vreți să vă răspund corect? Deci, în momentul în care încercați distorsionați discuția în favoarea dumneavoastră sau în ce doriți, așa, mergeți pe dovezi. Deci nu a luat dublu. Încă o dată repet. Deci îți crește. Pe fiecare factură poate s-a plătit o factură din greșeală. Și să mai citesc o dată ce scrie? Nu. Mulțumesc. Da, eu vă răspund exact ce îmi cere. Deci, am înțeles. Cu siguranță, cele care... Deci tot ce a fost de recuperat, s-a recuperat. Dar nu-i problemă, bine că se recuperează. Păi, nu-i bine atunci. Bă, domnule, o altă întrebare. Cum poți să studiezi așa repede? Nu, ca să știți, sunt chiar de mai multe persoane. Mai trebuie și ăștia care... Dar ne lăsați 5 zile aici în ședință, studiem și noi mal, așa după aia... Mă punem la pagina... Nu știu, peste 5 zile la pagina 12 sau 1460. Nu știu ce pagina ați citit. Da, mă, dar era 26, nu mai caut. Da, așa. Dacă mai sunt și altă vreme. Uite aici scrie. Haideți să vină. La Edi Fone SRL, 26.000. Nu mai rețin acum. Era vorba de avocatul Leon. Vreți să recitiți? Nu, uite aici. Plată către avocatul Părătău. Și din documentele prezentate, și aici e de factură, așa? Contractul de 1.500 de lei. Eu prezentat de că faptul că pentru lunii martie și octombrie s-a facturat și plătit dublu serviciului prestat, conform contractului. Da, să vă explic despre ce este vorba. Dânsului nu i s-a plătit mai mult decât 1.500 de lei pe lună, dar a facturat într-o lună pentru două luni, adică a făcut două facturi și nu a specificat pentru luna putare. Și atunci l-au considerat că... Dar curtele pot că atunci ce constată abatere aici? Deci, să repet. Ați explicat și curții de conturi de ce s-a facturat dublu. Și ce mai e trimite nou aici? Domnul Leon, deci n-a facturat două luni de zile, a facturat pe două luni într-o lună. Și ce mai trecut curtea de conturi aici abatere? Păi curtea de conturi a constat curții de conturi când a zis doamnă contabil. Pentru că el trebuia să factureze în luna respectivă, nu trebuia să factureze. Bun, și a plătit omul. Așa spune, deci curtea de conturi a constatat că este o abatere chestia. Și acum e atent și facturează în fiecare lună. Deci nu a fost legal să-i dea domnul. Dacă a dat banii înapoi, nu i s-a dat legal. Curtea cum a considerat? Că în luna respectivă, dacă n-a facturat, nu și-a făcut treaba, deși sunt dosare și alea, doar... Da. Domnul secretar, știți și dumneavoastră că vă...
și domnul primar. Asta a fost situația. Și omul a plătit frumos înapoi și acum e atent și facturează corect și gata. Asta a fost abatere. Niciodată mai puțin, ca să nu mai vină să ne... Cât propuneți dumneavoastră? Nu propune. Dar nici mai mult, nici mai puțin. Că da. A fost o misiune a lui, asta e ce se face. Nu crezi că e o tragedie? Că... Asta a fost. Da. Dacă n-am fi greșitori, n-am mai avea curte de conturi, DNA și alții. Deci, probabil că asemenea greșeli, dacă sunt de recuperat, se recuperează, dacă nu se sancționează, de către organ de competitive. Deci, care nimeni nu e perfect și avocatul probabil nu și-a dat seama că altfel, ca avocat... Așa a fost. A uitat o lună să factureze și a facturat a doua lună pe două luni. Asta a fost problema. Și nici noi n-am realizat că se impută. Asta vreau să aud. N-am realizat nici noi. Nu mai avocatul de vină că... Am zis și... Cum nu-i perfect nici barbutul, nici contabilitatea nu-i perfect. Dar cunoașteți sportul ăsta? Da, nu. Am auzit că sunteți profesor. La barbut, nu. Da. Ați auzit greșit. Așa, de păcănere. Eu sunt campion județean, așa, dacă știți. Am spus... Pot să pleci și dacă mai e, mai bine. Eu sunt campion județean. Eu am dat un exemplu, așa cum barbutul nu-i perfect, nici contabilitatea. La barbutul trebuie carte. Puteți să jucați și acolo. Nu am contabilitate. La barbutul trebuie să jucați barbutul, nu trebuie carte. Da. Nu cred că e o tragedie în situația asta. Odată omul banii înapoi, n-a fraudat nimeni nimic, adică dacă plăteam două facturi pe o lună pentru aceea, da, dar ați înțeles care a fost situația. Pe an sunt... Și cu orele suplimentare la cadre didacticiare, abateri și cu lenii... Dar ce treabă am eu cu orele? Nu, dar vreau să spun aici, nu știu cine le plătește sau... Păi cum... stați puțin prima dată edificații și nu acuzați. Nu vorbeam cu dumneavoastră, nu vorbeam cu postul local. Eu așa local. Am înțeles, nu, scuze. Nu, 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 doamne. Hai să mă retrag ca să nu deranjez. Dar mai vezi unde veni. Sper să nu mai fie da. Știți cum e cu basca roșie și cu verde? Și cum ai basca roșie, nici bătaie. De ce ai verde? Că tot bătaie ești. Așa e și aici. Încercăm. Deci eu sunt convins că în momentul în care muncești, poți greși. Doar dacă nu muncești, nu greșești. Da. Asta e fiecare. Depinde dacă sunt intenționate sau nu. Mai sunt și alte lor de poziție? Mai sunt și alte întrebări? Dacă nu declară închisă, puneți-o. Domnul consilier Dobaș, știți că ați făcut niște afirmații în stânga și în dreapta, că nu aș fi adus eu pe Hărătău, sau nu am dus persoane la primărie la Hărătău să ia nu știu ce măsuri împotriva dumneavoastră, că nu știu ce hărtie falsă am semnat. Vreau să spun, știți, ați fost viceprimar 2 ani, consilier local, știți cine răspunde, și aveți acum și raportul curte, cine răspunde de... de ăsta, de impozite și taxe. N-am nicio treabă. Nu eu l-am adus pe Hărătău, Hărătău a venit în primărie, nici nu știu, n-am fost în ședință sau nu știu ce a fost. Pe de altă parte, dar arătați-mi la care am semnat eu la impozitare, taxe. Cu atât mai mult, cu cât și eu am avut o înștiințare de plată de 3 milioane, într-o greșeală, s-a recalculat la casă. S-a luat în ordine alfabetică, dar mi-a venit mie, după aia dumneavoastră, că eu sunt că dumneavoastră era zdă. Nu mai vreau să fiu țapul ispășitor pentru tot ce se întâmplă. De unde sunt discuțiile astea? Că eu acum le aud. Că l-ați adus pe Hărătău. Pentru ce l-am adus pe Hărătău? Nu l-am adus eu pe Hărătău. Stați un pic, dar de unde sunt discuțiile astea? Că dumneavoastră mi-ați mai scos multe discuții. Nu mai vreau să fiu țapul ispășitor pentru tot ce se întâmplă. Păi lăsăm țapul, dar dacă tot vreți să... Nu sunteți, nu sunteți, dar mereu mi-aduceți numai acuzații nefondate. Am arătat că am avut o științare de plată? Nefondate, da, toți am avut, toți avem, sau care știți avem. Știți ce am făcut eu prima dată? E problema noastră. Și-am atâta. E problema noastră. Da? Dar de unde mi-aduceți numai acuzații nefondate? Dați-mi un exemplu, că ați auzit la șanț. Vă lăsați șanțul deoparte, că mi-ați mai adus acuzații atunci când am fost dat afară de viceprimar, că vin eu și-l dau afară pe ăla și pe ăla și pe ăla. Am rămas mult. Aici și probabil că mă înșel eu. Păi da, deci nu ați făcut afirmația. Absolut. Îmi cer scuze. Absolut. Îmi cer scuze. Și dacă... Am înțeles. Dacă nu știți, mi-am achitat datorile. Nu știu, că nu-i treaba mea. Asta voiam să vă spun. Știți că ați fost viceprimar. Cine conduce... Domnul secretar, uitați-vă un pic la mine. Am 45 de ani am ăsta. Mulțumesc. Dumneavoastră aveți câțiva ani în fața mea, da? Da. Chiar credeți că sunt prost? Eu vă spun atât, da. Chiar credeți că sunt prost? Nu mai legați de mine că... Dar nu mă leg de dumneavoastră, dar chiar credeți că sunt prost? Cine eu atâta v-am zis.
Și eu nu am vorbit nimica. Eu acum mă trezesc cu niște acuzații nefondate. Dați-mi un exemplu. Am înțeles că nu ați spus. Deci nu am spus nimica. Vreți să mă jur pe copiii mei că n-am vorbit de așa ceva? Domnul secretar, mă repet, nu am vorbit de așa ceva cu nimeni. Înțeles că am cerut scuze, da? Deci gândiți-vă că nu am vorbit. Dacă aveam ceva, dacă am avut o problemă, am venit personal la dumneavoastră. Da. V-am rugat sau nu v-am rugat? Am vorbit amândoi în patru ochi? În patru ochi, da. În patru ochi am vorbit, da? Da? Care se poate, nu se poate, nu? Că nu putem face... Nu, stați un pic, nu putem face, că nu-i primăria nici al lui tata, nici al lui mama, nu? V-am întrebat, e ilegal, nu ilegal? Ai zis, băi, ăsta e legal, ăsta nu e legal, nu? Da. Corect, nu? Am zis ceva? Deci n-am semnat niciun, n-am... Nu, nicio hârtie, fără... Înștiințarea de plată... Am întrebat verbal, v-am întrebat, atât. Dacă e corect sau nu e corect, da? Deci vă rog, vă rog din suflet, păi, nu mai aplicați urechea la alții. Aveți, aveți o... Nu e problemă de asta, nu e nicio problemă. Dacă aveți o problemă, vă rog să mă sunați și chemați-mă că eu vă răspund personal. Deci eu nu am vorbit așa ceva. Ultimul punct nu l-ați supus la vot. Nu te mi-ai supus la vot, te mi-ai adus la comunitate. Când cearcă lumea să bage stânga cu dreapta, toată viața așa a fost aici la Vâlcescu. Să bage intrigă, nu mai intrigă. Dar dacă eu nu am vorbit, nu am vorbit. Am și tăria mine când vorbesc, da, domne, am vorbit. Când nu s-a vrut la mine impozitarea, cum a fost corect, o să instanța... Eu? Nu, nu aveți nicio treabă dumneavoastră. Instanța va hotărâ. Instanța va hotărâ. Eu altceva am ridicat. Știți destul de bine, am toate instanțele care le-am avut până acum, le-am câștigat. Și 100% îl câștig și pe ăsta. S-a decontat pe... Da. Și cine suportă pierderile astea? Nu știu, eu mi-am luat bani. Ce o instanță cea hotărâtă, mi-am luat bani. Declar închisă ședința, mulțumesc pentru partea. Nu știu, vreau să spun că aprobarea este atât și pentru Gavin Vitazu. Nu este nevoie de cererea oamenilor de în faza a doua, după ce se face licitația. Deci de asta vreau mult să vă spun, că nu se întreabă, domnule, cum facem cerere. Deci nu este nevoie de prima fază. E, dacă va fi să se rezolve problema licitației, atunci vom merge pentru faza a doua, unde vom face cerere. Dar haideți să ajungem în faza aia, că lumea face o cerere acum care nu și are rol. Trebuia, deci, la EON se vede cererile alea, pentru tranșament. Noi știm că nu se dorește. Da, revedere. Domnul viceprimar, am și eu două probleme de spus. Vi le-am mai spus, dar am zis ca să le spun în ședință, poate se aude mai bine. Dacă le spun la ureche, poate nu se aude. La mine, în stația de autobuz, acolo unde locuiesc, curățenie lasă de dorit. Eu nu pot să fac curățenie în stația de autobuz. Deci veniți să vedeți numai pachete de țigări, numai hârtii de la autobuz, numai McDonald's, numai când coboară lumea jos, bum, bum, bum. A trecut omul dumneavoastră, a cules ca frunza cei mai mari și a plecat. Eu l-am oprit și am zis, bă, dar astea cui rămân? Zic, eu nu arunc pachetul meu de țigări jos aici. De ceea ce pot să vă spun săptămâna trece. Eu vă cred, dar un pic de atenție mai mare. Degeaba trece. Degeaba trece, dar vedeți și dumneavoastră ce e acolo. Deci trece odată că e mai mare rușinea că nu-i pentru mine. Nu este pentru mine. Uitați și vecinul dacă... Nu este pentru mine. Mai e chestia chiar și ăștia care vin cu curățenia. În mașina care aduc. I-am spus, doamne, zic că e de exemplu un cauciuc descălțat aici. Ia de aici așa, ia că... Nu e datoria lor. O știu, acum dacă e datoria lor, dar... Și, azi, la băieți, care și proiectoare, haideți să punem proiectoare pe stâlpii ăștia care am pus cu, la trecere de pietoni. În fața mea era să-l omoare pe vecinul lui Tancău, pe Dumitru. De-abia trecea strada și trecea un tir. Deci am închis ochii, am zis gata. Deci nu sunt proiectoare, nu sunt luminate noaptea. Cred că atâția bani găsim să punem... Să punem pe... Deci și dumneavoastră Lerde și Toni, cum îl chema, de la șoferul la ce avea, Marian. A murit din cauza asta, nu este luminat. Trebuie să punem pe ambele proiectoare și vedeți când sunt luminate, că umblu și eu în țară, umblați dumneavoastră în țară, îl vezi altfel, da? În întuneric l-ai lovit și la revedere. Și pe trecere de pietoni. Adică ești 100% vinovat. Că
Na, acum nu o să meargă toți cu 55 la oră. Punem de ambele părți. Pe ambele părți, domnul primar. Mai este și problema, că vă spun ca șofer, că se îmbracă în negru. De multe păi zi, mai rău, păi tocmai. Nu vezi decât asfalt. Tocmai. Dar bine, s-au ars, da, o parte, acum așteptăm să intre bugetul ăsta, cu orice și clanța la ușă trebuie să iei pe seată. Domnul primar, nu v-am zis ca să mergem dimineața. Nu, dar nu, le facem. Să ne notăm că e pentru comun, nu e pentru... Nu, ne prindem în buget ca să facem iluminatul mai puternic în zonele astea. Deci, cel puțin tregerile de beton, două proiectoare pe ambele părți. Două proiectoare. Acum sunt astea cu LED-uri mai ieftine. Sunt economice, obligatoriu. Am doar note și... Noi speram că vine bugetul până acum și rezolvam probleme. Nu ai voie să cheltui decât pentru întreținere, pentru așa. Eu zic că o să... E, dar astea plănuiesc că puteți merge la dedeman să luați 10-20 de lămpi și îi plătiți la 30 de zile. Deci asta e problema... care vreau să o ridic eu. Cu curățenie mai este, trimit tunarul pe traseu, o să vedem. Eu știu că îl trimiteți, dar vă rog să mă credeți că nu n-am venit, niciodată n-am adus. Știți că el e... Da. Dar nu se poate, că covoară o grămadă de lume în stația aia. O grămadă de lume covoară. O grămadă de lume. Și n-am ce să fac, să-i pun camerul la vedere, ce să stea polițistul comunitar în stație, băi, nu arunca jos? Nu pot să-i spui nimic. Eu atât am avut. Să ne vedem.